Ziua de duminică a început cum nu se poate mai rău pentru un bărbat de 65 de ani din municipiul Târgu Jiu. Locuința sa, aflată chiar lângă sediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate, a fost cuprinsă de flăcări, iar bărbatul nu a mai putut să iasă din incinta acesteia. A pus mâna pe telefon și a cerut ajutor, iar în scurt timp un echipaj de pompieri a ajuns la adresa indicată. Focul a fost lichidat, iar persoana rămasă captivă a fost salvată și transferată la unitatea de primiri urgențe din municipiu. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu izbunit la o casă de locuit situată pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Târgu Jiu. La fața locului s-au deplasat două auto speciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță ZMUR din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, precum și o ambulanță din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj. Incendiul se manifesta la una din încăperile construcției cu posibilitate de propagare. O persoană de sex masculin în vârstă de 65 de ani a fost salvată de pompierii militari, aceasta suferind arsuri pe față și membre. A fost preluată de către echipajul din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj și transportată la unitatea de primiri urgente a spitalului din Târgu Jiu. Polițiștii au deschis un dosar penal în urma acestui eveniment. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă care a constatat că la un imobil ce aparține unui bărbat de 86 de ani din municipiul Târgu Jiu a avut loc o explozie în urma căreia ușa și ferestrele imobilului au fost distruse, precum și majoritatea bunurilor din locuință. Cauza probabilă a exploziei ar fi o acumulare de gaze și arc electric. Proprietarul imobilului a suferit arsuri multiple pe toată suprafața corpului și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Cercetările continuă în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii exploziei în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Conform pompierilor militari, incendiul a izbucnit în urma unei explozii cauzate de scurgeri de gaze.